Lucrările de modernizare efectuate la corpul A al Colegiului Național Roman Vodă constau în îngroparea rețelei de gaze, refacerea tribunelor și a aleilor. Costurile acestor renovări, conform contractului încheiat pe 5 iulie 2022 cu firma Ciocoiu Construct SRL, se ridică la valoare de 225.110 lei fără TVA, adică circa 267.880 de lei cu TVA inclus, contravaloarea a aproximativ 54.000 de euro. Prin intermediul acestor modernizări, unitatea de învățământ a fost pregătită pentru jubileul de 150 de ani. Tot cu această ocazie, Colegiul Național Roman Vod a fost premiat anul acesta cu ocazia zilelor municipiului roman la Gala Excelenței Romașcane. De asemenea, în cadrul campaniei de bugetare participativă pentru Roman ediția 2022, proiectul care a întrunit cel mai mare număr de voturi a fost modernizarea aulei Garabeti Brăileanu la aniversarea celor 150 de ani de existență a Colegiului Național Roman Vodă din domeniul infrastructură socială, culturală, educațională și de sănătate, care a întrunit 1.648 de voturi valide, valoarea bugetului propus fiind de 200.000 de lei cu TVA inclus. Reamintim faptul că anul trecut și gardul corpului A al unității școlare a fost complet renovat cu SC Farcaș SRL, lucrări care au costat circa 300.000 de lei.